3, 2, 1 și încep alea 5 chestii cool fără de care viața ta ar fi o searbă de înșiruire de facturi. Avem în episodul acesta cea mai puternică mașină electrică inventată, care știe să parcheze mai bine decât tine. Biserica în formă de pantof menită să atragă femeile în casa Domnului și becurile care le vitează. Nu știu alții cum sunt, dar pe mine căutarea unui loc de parcare mă scoate din sărite. Noua mașină electrică Faraday Future FF91 te scapă de această corvoadă. Se ocupă ea de tot. Caută, găsește și se parchează. Mașina electrică cu motor de Formula 1 este atât de deșteaptă încât își poate identifica stăpânul după față. Așa că, adio cheie! Recunosc, uneori uit pe unde o pun. Mea culpa! Unde era invenția pe care vă prezint acum când locuiam cu părinții mei? M-ar fi scutit de desele reproșuri care începeau cu "Stai dreaptă, Lorena!" LumoLift Smart este un senzor magnetic care te ajută să-ți îmbunătățești postura. Dacă vă întrebați de ce aveți nevoie de acest dispozitiv, vă spun tot eu. Dacă stai drept, ești mult mai impunător, nu te mai doare spatele, scapi de stres și ești mult mai productiv, vă jur. Așa spun cercetătorii. Dragilor, următoarea chestie este atât de ciudată și de amuzantă că i-aș acorda un premiu. Autoritățile unui oraș din Taiwan, probabil tot bărbați, au găsit, cred ei, Sfântul Graal în momentul în care au decis să construiască o biserică din sticlă în formă de pantof. De ce? Cum de ce? Ca să atragă femeile la biserică, logic, nu? Recunosc, pe mine biserica lor m-a făcut să-mi doresc o nouă pereche de pantofi. Abia aștept să ies din studio. Sunt absolut convinsă că fiecare dintre noi are un prieten care se îngălbenește numai la gândul că trebuie să meargă la medic ca să-și facă analizele. Uite, acul nu e acul, ci un dispozitiv atât de deștept încât îți va analiza simultan nivelurile de glucoză, lactoză, sodiu și potasiu, precum și temperatura pielii. Și tot ce trebuie să faci este să transpiri acasă, nu la medic. Aceste date sunt culese cu ajutorul unei mici plăci flexibile de microchipuri care procesează semnalele transmise de senzor și utilizează Bluetooth pentru a transmite datele telefonului tău deștept. Placa de microchipuri ar putea fi incorporată în viitorul apropiat, într-o brățară sau o bandană, susține inventatorul. Țineți minte lumânările plutitoare din Harry Potter? Da? Nu? Designerul american Simon Morris a inventat becurile care le vitează. Știu, nu sunt lumânări, dar totuși. Flight folosește un set de electromagneți care îl fac să le viteze în timp ce este aprins. Cât costă Flight? $349. Ar trebui totuși să știți că un astfel de bec consumă mai mult decât unul clasic, însă are o durată de viață de 22 de ani, lucru care se datorează sistemului de lumini cu LED-uri. Și dacă un bec care levitează nu vă impresionează, pe site-ul lui Morris puteți cumpăra și plante plutitoare. Cu asta sigur vă veți da pe spate oaspeții. Poate vor levita și ei? Cam atât pentru această ediție. Mă duc să-mi cumpăr o pereche de pantofi. Între timp, voi puteți da click pe linkurile din articol ca să aflați mai multe despre toate aceste invenții. Iar dacă știi ceva ce mie mi-a scăpat, dă-mi de veste printr-un comentariu. Cele bune!